Continuăm periplul și suntem în Sinaia. Ce facem aici? Pe unde ne-ai adus? Suntem în Sinaia, chiar în parcul orașului, cel mai mare parc al orașului, care are mai multe parcuri. Chiar pe aici pe unde suntem, odinioară se plimbau doamnele de onoare în tot felul de veșminte de epocă. Iar pe mijlocul parcului trecea șoseaua, actualul DN1. Evident, a fost mutat mai spre est, undeva spre gară, și a fost lăsat acest spațiu pentru a fi amenajat drept parc. A fost adus un specialist în peisagistică pe nume Eder și îl vedem transformat în ceea ce este astăzi, cu tot felul de specii de arbori, de plante, de asemenea încadrat și de clădiri cu o valoare istorică foarte mare. Suntem chiar lângă clădirea celui mai vechi hotel din Sinaia. Acesta astăzi se numește Hotelul Regal, dar a avut mai multe denumiri de-a lungul timpului. Prima lui denumire a fost Noul Hotel Sinaia. De ce îi se spunea Noul Hotel Sinaia? Pentru că a mai existat un hotel ridicat la 1870, acel era Hotelul Sinaia, care a fost mistuit de flăcări și atunci a fost refăcut un altul, aproximativ pe același amplasament, în anul 1880. Și s-a dat această denumire de Noul Hotel Sinaia. S-a păstrat până în zilele noastre arhitectura din lemn. Ar trebui să scrie undeva Hotel Regal, până nu de mult timp scria undeva deasupra, dar este partea cealaltă, scria în 1880. Înăuntru, evident că designul este mai nou, dar camerele poartă denumiri, de exemplu Ferdinand, Mihai I, este cumva emblematic pentru denumirea pe care o are. Undeva în spatele nostru mai este un hotel la fel de vechi, dar este un an mai târziu. Se numește Hotelul Caraiman. Este ascuns de acea lizieră de castani. O să-l vedem la întoarcere. Acel hotel a fost ridicat de arhitectul pe care noi am vorbit la predeal, Petre Antonescu. A participat și el la ridicarea acestuia. Vedem elemente traforate la noul Hotel Sinaia, actual Hotel Regal. Elemente traforate din lemn. O artă care nu se mai păstrează în prezent, nu mai face nimeni în Valea Prahovei, poate la Comarnic să existe cineva care să mai facă astfel de modele traforate. E o bucurie și o încântare când vedem că se mai păstrează astfel de... Mult timp a stat închis, în perioada comunistă a fost o vilă de odihnă. Este deschis ca hotel de vreo 7 ani, cam așa. Este un pic mai elitist, ca să zic, datorită prețurilor, e și multă liniște. Am întâlnit aici foarte mulți scriitori care au venit să scrie diferite opere, de exemplu fost ambasador român la Vatican Nicolae Mareș. Foarte mulți aleg acest loc pentru liniște. Parcul oricum dă o notă de mai aparte, așa, nu se compară cu niciun parc, nici de la Predeal, nici de la Bușteni sau Azuga. Este altceva, se vede că a fost gândit și întreținut de-a lungul timpului adecvat. Parcurgem alei care au fost reabilitate. Sinaia arată totuși mult peste celelalte localități pe care noi le-am parcurs. Sunt spații pentru persoane mai în vârstă cu aparate de gimnastică. Găsim aici tot felul de monumente, nu doar clădiri, și cofetării. Găsim cu ursuleți în care stai și cel care stă lângă tine e un ursuleț. Aici în parc? Aici în parc, o să trecem imediat. Iar exact unde sunt acele persoane, pe spațiul acesta verde din stânga noastră, au fost băile hidroterapeutice, o clădire imensă. Aici, în perioada premergătoare prin Război Mondial, și au fost demolate deoarece nu-și mai aveau rostul, s-a gândit să elibereze parcul. Lângă unde este cofetăria, acolo era Hotelul Sinaia care a ars, care vă ziceam, în 1970. Băncile, la fel, vedeți că păstrează tot felul de modele, la fel, au și astea probabil 50 de ani cel puțin. Iar ce vedem printre copaci, undeva acolo, a constituit la 1900 cea mai mare vilă din Sinaia. Este ceva grandios, astăzi este în paragină, deși e monument istoric. Este Vila Carola. Carola este denumirea unei fete a primului hotelier din Sinaia. Primul hotelier a avut o fată care se numea Carola și i-a făcut această vilă, care practic se întinde dintr-o stradă până în cealaltă stradă de deasupra. Prinăuntru este și un izvor captat. Adică ce înseamnă asta? Adică omul avea apă curentă dintr-un izvor și îl trecea până în vilă. Acum 20 de ani, când s-a făcut o reevaluare a vilei, cei care reevaluau și făceau tot felul de prețuri, ca să zicem așa, ziceau, uite, domne, că sunt infiltrați de apă, vila este, nu e bună, s-a stricat nu știu ce planșeu. De fapt, ce se întâmplase? Izvorul n-a mai fost curățat, se colmatase gura de pe unde se scurgea, omul avea pur și simplu apă curată de izvor care trecea prin casă. Foarte frumos. Josef Ungart este numele primului hotelier. La fel, avea un restaurant acel alb, care și el e de vânzare. Restaurantul Ungart, celebru în perioada dinainte de Primul Război Mondial,
Villa Carola, restaurantul Ungard și hotelul Sinaia, care era pe locul actualei cofetării, erau patronate de aceeași persoană. În dreapta noastră este bustul, dacă mergem până acolo să și descoperim. Sunt de dată mai recentă, sunt 3 busturi. Se presupune că s-a dus de la Predeal, de la ieșire din Predeal unde era hotelul Rozmarin, un bust al lui Mihai Eminescu, un bust al lui Ion Creangă, presupunându-se că de acolo provin acestea. Trebuind prin Sinaia, nimeni nu știe foarte bine cine sunt. Iar acesta este bustul lui Nicolae Bălcescu. Un astfel de bust se mai găsește și la Bușteni, în curtea unei școli. Haideți să o luăm printre acești copaci. Vedeți, este bine alcătuit parcul, este aerisit. Întotdeauna ce se usucă este tăiat. Dacă am observat la Predeal, în fostul parc, erau câteva, lângă chioșcul de muzică, câteva chestii care ar fi trebuit fi tăiate de mult. Copiii au unde să se joace, se dă mâncare la veverițe, la porumbei. La Sinaia s-a creat un pic o altă lume. Dar oamenii stau la soare, se tunde iarba la timp. Găsim de asemenea o bancă de piatră, dar fără acoperiș. Vedeți, la fel a fost adusă de la DN1, că aceste bănci au fost amplasate pe marginea DN1 sau Calea Națională, cum se numea atunci, Câmpina Predeal. Au fost vreo 40 ceva de elemente de mobilier urban. Unele au fost pierdute, puține au fost restaurate și aduse aici. Pe partea cealaltă vom regăsi în 1905 și se păstra o plăcuță că aceasta a fost restaurată de studenții de la Facultatea de Arhitectură. Ia să vedem. Da, plăcuța nu se mai păstrează, în schimb anul 1905 îl mai surprindem, cred că pentru 5-10 ani îl mai surprindem și noi, apoi cu siguranță timpul va măcina inscripția. Lângă noi găsim chioșcul de muzică. Vedeți, Sinaia l-a restaurat și de 15 ani în el cântă fanfara. Fanfara adusă de primărie, sunt tot felul de concerte, acum vara, aproape în fiecare duminică găsim pe cineva aici care cântă. Chioșcul de muzică sau pavilionul de muzică a fost gândit în jurul anului 1900. Aici găsim un mic istoric, nu este chiar corect, o să lăsăm asta în apanajul altor persoane să-l corecteze. Sunt multe lucruri de refăcut în acest spațiu al Văii Prahovei. Dar atunci când le spui pe omul până nu constată el și de multe ori nu acceptă adevărul, așa că mai bine îi lăsăm să-și rezolve singuri astfel de probleme și noi să ne păstrăm adevărul pe care îl stăpânim pe baza documentelor din arhivă. Acum, dar cam la ce te referi în acest caz? Deci sunt multe informații eronate pe panouri, în sensul că se consideră că un incendiu a avut loc în 1910, el de fapt a avut în 1911, se consideră că șoseaua trecea pe acolo când ea trecea pe aici și că era doar o fanfară, aici cânta doar o fanfară de la județ, dar de fapt era fanfara batalionului de vânători de munte, dar aceste lucruri sunt detalii și ele aparțin celor care cercetează, care dure să meargă pe linia adevărului până la capăt. Nu schimbă foarte mult situația, pentru omul de rând este un chioș de muzică și atât. Mergem, aceea este cofetăria de care vă ziceam, unde sunt și ursuleți pe din afară. Pe vremea rea se strâng aceste iglouri. Uitați, pe o bancă acolo este și un ursuleț. Deci ne referim la efectiv un pluș mare care, da, care stă ba pe un scaun, ba în acest trenuleț. Da, uitați, copiii vin și e o plăcere pentru ei să stea printre ursuleți. Sunt mulți și pe partea cealaltă. Este una dintre cele mai căutate cofetării din Sinaia, dacă nu cea mai căutată. Arzând acel hotel Sinaia, care a fost chiar aici în locul cofetăriei, aici, da. Întins cu anexe și pe aici, s-a eliberat locul și a fost ridicat acest hotel imens, Hotelul Palace, în doar un an de zile. Ceva fabulos. Și acesta și cazinoul din față au fost ridicate într-un an de zile. În același an? Da. Cazinoul din Sinaia este o replică de pe cel de la Monte Carlo. S-a dorit să se facă o replică cât mai fidelă. La fel, uitați, deci aici. Deci în 1910 a început și în 1911 s-a finalizat. Undeva aici este statuia celui care a gândit Sinaia. O să vorbim și despre el. Este eforul Dimitrie Ghica, cel care a gândit Sinaia. Pentru că foarte mulți care vin la Sinaia asociază Sinaia cu Casa Regală. Însă înainte de Casa Regală, Sinaia și toată Valea Prahovei aproximativ aparținea unei alte entități care se numea Eforia Spitalelor Civile. Și aceea era mare deținătoare de terenuri, munți, tot felul de proprietăți. De la ea a cumpărat Carol I munți. Toată Sinaia aparținea Eforiei Spitalelor Civile. Tot ce înseamnă Sinaia. Și atunci, în 1870, s-a propus ca, ea era sub controlul Parlamentului, ca stațiunea să devină stațiune și s-au parcelat loturile și cine avea bani cumpăra lot cu obligația de a-și construi în 2 ani o construcție aici, o vilă, o casă. Bun, hotelul Palace funcționează și astăzi, este un hotel
bine întreținut, vedem că este zugrăvit și pe la exterior foarte bine, ani de zile nu a fost. E o suprafață imensă, vă dați seama câte schele trebuie făcute ca să Cred că de curând a fost reabilitat, da, nu? Da, exact, da. Vă spuneam de niște busturi, uite, acolo îl găsim pe creang, în spate e Mihai Eminescu, panouri cu istorii care, dacă s-ar regăsi și pe la Bușteni și pe la Predeal, ar fi nemaipomenite. Astfel de panouri, noi dacă am avea și la Predeal, ar fi minunat. Da, sunt puse de 7, 8, 10 ani. La Predeal, la Bușteni, nu s-a reușit încă a se copia modelul. Din păcate, este de mare ajutor pentru turist, are și o hartă a tuturor monumentelor și atracțiilor din Sinaia, le vedem, practic deschizi telefonul și vezi unde sunt și... Și ce este în zona. Da, Sinaia a evoluat un pic pe o cale mult, așa mai... Sunt și bănci. Și înțelegem că casinoul Sinaia este deschis? Da, este deschis. Asta de curând, dacă... El nu mai are aceeași funcțiune de joc, cu jocuri de noroc, cu... este doar... un loc unde se creează evenimente de vizitare, se vizitează sălile de odinioară unde se pierdeau sau se câștigau bani. Și nu numai bani. Da, și nu numai bani. Se pierdeau și altele. Da, vă ziceam că la 1870 atunci s-a luat decizia ca Sinaia să fie parcelată, iar cel care a avut rolul fruntaș în acest demers a fost principele Dimitrie Ghica, care a fost și primar în București. Venea dintr-o familie nobilă. El era practic șeful Sinăii, de atunci bine nu existau case, exista doar una acolo, una pe dincolo ale localnicilor. Și el a luat această decizie de a... a văzut un viitor în Sinaia. Apoi, Casa Regală luând decizia de a construi castelul Peleș și toate lucrurile au urmat de la, de la sine. Acesta este bustul lui. A fost mutat de câteva locuri prin parc, până la urmă, consultându-se imaginile vechi, s-a văzut că era în fața cazinoului și nu întâmplător este pus aici pentru că pe locul cazinoului a fost chiar casa lui, vila lui. Vila principală care a fost demolată pentru a se ridica cazinoul. Puțini dintre cei care vizitează și care se uită la acest bust și caută pe el sculptorul. De regulă fiecare sculptor își trece numele. Numele, da. De aceea la Bușteni v-am arătat așa gradual că scria acel Emil Becker, un mare sculptor român. Și la fel, dacă noi uităm aici, găsim un alt sculptor, Hegel, dar nu știu dacă putem să călcăm, îl vedem acolo, scrie Hegel, dar de la atâtea mutări, evident că oamenii nu au văzut atât de în detaliu și se mai păstrează doar partea superioară de la Hegel. Hegel. Se pare că și bustul a fost și spălat, pentru că de multe ori pe el se așează porumbei și era foarte murdar. Acesta este, practic, cel care a creat Sinaia, de la el a plecat ideea. I se mai zicea Beizadea Mitică, vedeți că este decorat, are o decorație regală aici pe acolo el. În piept. Da. Și v-am zis, nu întâmplător este pus chiar aici, pentru că pe locul cazinoului era vila principelui Dimitrie Ghica, unul dintre cei care conducea eforia felor civile. Mai vedem aici, în stânga, aceste ghivece, da, și în partea aia, și în partea asta aici, aceste ghivece, care provin de la prima vilă din Sinaia, Vila Știrbei, și au și acestea vreo 100 de ani și mai bine chiar, de 1875 vila. Este cea mai veche construcție din Sinaia, vila Alina Știrbei mai degrabă. Și asta este muzeul orașului acolo. Un muzeu absolut fabulos care trebuie vizitat de oricine. N-ai bănuit că la Sinaia atâta istorie este băgată în acea clădire. O clădire care a fost sediu fiscului și degradată, părăsită, după care cei din Sinaia au restaurat-o impecabil, și au redat-o circuitului turistic ca muzeu. Vedem că oamenii la Sinaia chiar trăiesc, chiar dacă în timpuri moderne, în nostalgii regale, o cafea acolo, te servește cineva, da, vedem. Pe scaun e o poveste. Sinaia știu să-și facă o poveste și o duce mai departe. Aici este acea cafenea regală, ca să zicem așa, unde oamenii, uitați, sunt serviți. Comparativ cu stațiunile care noi le-am văzut, are un plus mare Sinaia. Prin oamenii care înțeleg că, fiind într-un astfel de oraș regal, cu atâta istorie, știu cumva să-și o împărtășească, să o împartă cu ceilalți. Stai aici lângă cazino, îți amintești dacă ai și pe cineva care să spună cum se pierdeau averile sau să dea o notă mistică peisajului, pentru că noi suntem acum deasupra unui tunel care lega hotelul Păltiniș de cazino. Pentru că nu trebuiau văzuți oamenii care veneau și pierdeau, nu? Exact, da. Cei care erau mai așa, din elita politică, da. Aveau vicii și atunci mai trebuiau cumva strecurați pe... de desubt. Aici vedem și programul de vizitare, deci cazinul se vizitează, galeria regală,
sunt tot felul de eveniment, tarifele de vizitare. Este un tarif comun dacă vrei să vizitezi și cazinoul și muzeul din muzeul orașului. Adică este un pic gândită treaba la Sinaia, comparativ cu alte zone din această vale. E gândită bine, în așa fel încât să țină turistul aici. Dacă și să-l ții, el îți consumă aici, se plimbă aici, doarme aici, date să aibă o paletă de servicii, așa, doar să plimbe și să nu vadă nimic, că nu știe nimeni. Ați văzut la Predeal, ne putem bate foarte bine acel bulevard și dacă cineva că nu e să ne spună ce e acolo, zicem că nu e nimic. Măcar aici, chiar dacă nu ai un ghidaj, poți să acele observi. Panouri. Da. Sunt acele panouri care îți mai spun câte ceva. De exemplu, această clădire mică din dreapta noastră, aceea de acolo, este o clădire în care se afla transformator electric. Când s-a introdus iluminatul la Sinaia, cazinoul, de exemplu, avea propriul transformator electric aici. Și știu că ar mai fi una și în parc. Da, și am trecut lângă primărie, la Zuga, mai era una în paragină. Era foarte derăpânată, rău de tot. La Sinaia, deși sunt mai multe, sunt vreo 5-6, toate arată așa. Toate arată așa, adică omul vede acel transformator, dacă e cu cineva care îi spune povestea, cel care le-a gândit și le-a creat este un alt arhitect mare, Duiliu Marcu. De aici fiecare avea autonomie, fiecare instituție, să zicem, avea autonomie, că nu era doar aici, era și la mănăstire un transformator. Erau foarte la ușor. La mănăstirea Sinaia. Da, o să mergem și până acolo. Ele au funcționat atâta timp cât a fost nevoie, în sensul că multe au funcționat și când s-a introdus stâlpii de iluminat și le-au fost lăsate așa, că în cazul în care cădea curentul ar fi avut o sursă autonomă. Astăzi însă sunt simple clădiri care spun povestea de altă dată, iar dacă ne amintim un reportaj recent, într-unul din aceste transformatoare este cea mai mică locuință de vacanță din România. Este chiar lângă Hotelul Internațional. Cineva a cumpărat, un arhitect evident, și și-a amenajat un spațiu de locuit și jos și sus. Pare un alt film. Deci este cea mai mică locuință de vacanță din țară. El nu este foarte mare. Fiind vorba de Sinaia, evident că trebuia pentru acele transformatoare o arhitectură cât de cât interesantă. Ar fi la fel de interesant să vedem dacă peste câțiva ani acel copăcel mai trăiește acolo în acoperiș, acei copăcei, că sunt... Da. De fapt, sunt trei specii. Aici avem un larice, avem un pin și avem un mesteacăn, probabil, acesta. Am văzut însemne și cu Wi-Fi gratuit până astfel de spații, mici piațete, să le zicem așa, în care omul poate să stea. Aceasta din stânga este poteca care duce către mănăstire. Da. Acesta este cimitirul de eroi. La fel, bine îngrijit. La Sinaia este, într-adevăr. E bine îngrijit. Nu are atât de multe flori ca la Bușteni. E drept că la Bușteni sunt și mai puțini eroi îngropați. Avem aici istoricul. Da, vedeți că foarte important este ca omul să citească el, să descopere el, indiferent de educația lui, oricine poate. Uite, în amintirea Osașilor Căzuți. Da, și aici sunt soldați din regimentele care au luptat la Predeal, pe Clăbucet, adică la Azuga, și pe Valea Cerbului, la Bușteni. Da, cimitirul nu are doar eroi români. Spune aici, odihnesc Osași Căzuți pe aceste locuri în 1916-1919. O să vorbim și de ce spune 1919, pentru că primul război mondial s-a terminat în 1918, dar pentru noi românii nu s-a terminat. Pentru noi s-a terminat în 1919, momentul în care s-a tranșat conflictul cu Ungaria. Aici găsim monumentul și parcela ostașilor maghiari, în partea salantă pe cei germani acolo. Toți sunt căzuți în primul război mondial, sunt căzuți în luptele de apărare a Văii Prahovei, evident ei fiind invadatori, dar iată că astăzi sunt toți înfrățiți sub același pământ. Au rămas aici. Multe din aceste cruci monumentale, că sunt destul de mari, nu au nume. Pur și simplu, cei care au fost aduși aici nu aveau fie niciun element de identificare, fie erau părți din ei, că mulți au fost sfârtecați de obuze, pentru că, spre deosebire de armata română, nemții mai aveau și aeroplane, cei din primul mondial mă refer, și ei știau în dispozițiile române și le bombardau și apoi înaintau cu infanteria. Vom studia un pic crucile, dar destul de repede, pentru a vedea că sunt mulți care au căzut și la Predeal. Uitați, acolo vedem pe luptele de Clăbucet, la Predeal, acolo scrie Predeal. Clăbucetul Taurului la Azuga. Pe Susai. Susai este dealul dinaintea gării din Sinaia, din Predeal, Valea Cerbului, la Bușteni. Timpul și oamenii mai răi, așa, mai, nu știu, mai needucați, au făcut ca multe din aceste să fie sparte sau distruse. Vedeți, este intenționat dat cu ceva, cu o piatră, cu ceva. Dursescu Nicolae era fiul unui avocat care avea casa chiar aici, în Sinaia. Și na, de aceea l-au și adus aici, s-a spart, din această cruce nu mai vedem. Și într-adevăr vedem tot felul de denumiri de regimente, regimentul 2, regimentul 6, infanterie, da, aici, Muntele Balaban. Muntele Balaban
este în partea de dincolo de Omu, spre Bran. Vă dați seama, de acolo l-au adus pe acesta, pe acest sublocotenent Cojocărescu, care a murit acolo în acele lupte. L-au adus aici și l-au înmormântat aici. Iar dintre germani, na, la unii știm doar Conrad, doar o parte din nume. Da, evident, mai sunt nevoie de reparații. Mă gândesc că românii nu l-au restaurat sau îngrijit, ci cade în sarcina Asociației de Eroi Germani. Bun, și de aici sunt destule coroane, sunt parcă mai multe ca nicăieri, mai multe coroane. Suntem la câteva zile distanță de sărbătoarea înălțării, care se suprapune din 1920 cu Ziua Eroilor. Că atunci s-a hotărât ca Ziua Înălțării să fie și Ziua Eroilor. Au reabilitat această cale de acces spre mănăstire, este o cale pietonală, trece pe lângă o fântână din 1880, ea nu are apă. Nu are apă, ea a fost la fel restaurată de aceiași care au restaurat banca din curtea bisericii. Ea nu are apă pentru că chestia de acolo a fost subtilizată. Aici găsim anul, aici cei care au restaurat-o. Este pus steagul și pe casino, vedeți, și pe castelul Peleș. Au pus steagul, nu este de dată foarte vechi, adică sunt câțiva ani de când s-au gândit să pună steagurile pe astfel de instituții. Asta după ce li s-a semnalat că în vederile vechi, pe castel și pe casino, au fluturat steagul României. Altfel, până după Revoluția, ani de zile, nu s-a pus niciun steag. Oamenii, fiind prea tineri ca să-și amintească de... N-au învățat la școală așa ceva. Este o alee restaurată de câțiva ani și aceasta. Gândirea a fost corectă în sensul că să reabilitezi căile de acces pe principalele obiective turistice este cea mai bună soluție ca omul să-ți tot vină, să-ți revină. Pe aici exista și un comerț stradal, adică erau oameni care vindeau fructe de pădure, tot felul de buchete de flori și au fost luați de aici și duși în alte spații unde să-și poată să desfășoare această activitate. Tot la fel, dată recentă, este gândită această alee care ne scoate în parc, în parcul mănăstirii. Acesta este parcul mănăstirii. An de zile nu li s-a permis să-l folosească, nu știa nimeni acu' e suprafața sa de teren. Până la urmă, cu sprijinul primăriei, l-au îngrădit, l-au făcut accesibil. Un alt aspect la Sinaia care nu este cunoscut este farmecul acestor alei de piatră, de scări de piatră. Sunt multe scări de piatră în Sinaia, nu apar pe hărți. Pe ele se antrenează unii sportivi care aleargă de la o altitudine până la o altitudine, adică vreau să alerg 100 de metri nu știu cât timp, suind scări. În imaginele vechi, de pe la 1900, toată această zonă este despădurită, nu are niciun copac, în afară de acela gros de acolo. Acela era mai mic. În imaginile vechi, doar acel copac apare. În rest, nu era nimic aici. Mănăstirea din Sinaia a fost ridicată în 1690 până în 1695 de către spătarul Mihail Cantacuzino. Spătar era echivalentul ministrul apărării de astăzi. El a ridicat această mănăstire, nu această biserică, biserica mai mică, e una mai mică, că mănăstirea Sinaia are două biserici, una mai mare și una mai mică, cea mai mică a ridicat-o el. Acesta este parcul mănăstirii, un mic chioșc acolo în care se mai fac câteodată slujbe, acolo s-a făcut și o slujbă de sfințire când s-a inaugurat parcul, aici placa comemorativă cu cei care au contribuit, cei care au redat acest teren înapoi bisericii. Noi de aici, în stânga, pe această alee și pe scări, intrăm chiar în curtea bisericii, bisericii mari. Tot în jurul 1900 a fost refăcută și această biserică mare de către un mare arhitect, la fel de renumit, Lecomte de Nuit, cel care a restaurat și catedrala de la Curtea de Argeș. Restaurările făcute de acest arhitect mereu au fost puse sub semnul întrebării, în sensul că se spune că el a demolat tot și a rezidit apoi. Da, curtea este deosebit de frumoasă, o să luăm în partea stângă. Această clădire, tot acest spațiu, este primul muzeu din țara românească, muzeu religios, la asta ne referim. Se vizitează doar dacă se cere permisiunea pe la stăreție, altfel nu l-am văzut deschis decât atunci când cineva merge să-l deschidă. Adăpostește Biblia lui Șerban Cantacuzino, tot felul de icoane vechi. Într-o zi ar trebui cumva să-l și vedem. Ia uitați-vă pe acești bolovani, aduși de un anume Iancu pe la 1900. Trovanți, le mai zic la acești bolovani. Sunt multe obiecte care au aparținut familiei Cantacuzino în acest muzeu, care se vizitează destul de rar și de regulă după slujbă vine un părinte și mai deschide și ia o mică taxă. Mai avem un element care la fel trece neobservat aici de către ghizii mănăstirii sau ghizii din Sinaia, acest tâlp.
Uitați-l cât este de frumos. Când s-a introdus iluminatul, acești stâlpi au fost aduși aici și ne putem da seama de vechimea lor. Apar și niște vederi într-o carte pe la 1903, nu doar în niște vederi. Da, mai este o replică a lui, încă unul în partea cealaltă stânga, dincolo de biserică. Dar să ne oprim un pic la această clopotniță, o clopotniță superbă. Acolo observăm un clopot. Clopotul este adus din București, din turnul Colței, care s-a demolat pentru a se face loc lărgirii bulevardului. Și clopotul a fost returnat în sensul că s-a scris o altă inscripție și a fost adus aici. Biserica de la Colțe a fost ridicată de același titor ca la Sinaia, același spătar Mihail Cantacuzino. Foarte interesant este de observat acest medalion pe care îl vedem acolo. Pe el scrie S.C. S.C. înseamnă Eforia Spitalelor Civile, pentru că mănăstirea era sub tutela acestei eforii. Iar intrarea în mănăstire se făcea pe sub această arcadă. Deci exact pe aici se intra în mănăstire și nu pe acolo pe unde intră lumea azi. Și pe partea cealaltă, în partea opusă, unde vedeți aceeași arcadă, în partea aceea, se ieșea spre Castelul Peleș. Azi se ocolește mănăstirea, înainte se trecea pe sub acea arcadă. Dincolo de această clădire, este cealaltă bisericuță veche. Practic, cetatea îi spuneau ei la această clădire, cetatea. O să mergem acolo un pic și apoi ne întoarcem la Biserica Mare, care și aceasta este interesantă, dar nu este prima. Vedeți, oamenii au venit la slujbă, n-au încăput în biserică și au stat pe scaune. Le s-au pus scaune la dispoziție și stau și ascultă slujba. Pășim în curtea vechii mănăstirii, aceasta este cetatea, așa îi spun ei. Asta este biserica veche, începută în 1690 și finalizată în 1695. La fel, a avut norocul de a fi restaurată după anul 2000 și aceasta a fost restaurată. Sunt mari similitudini cu biserica de la Colțea, aceea fiind un pic mai mare, în ceea ce privește pridvorul. O să intrăm un pic ca să și vedem despre ce e vorba. Uitați ce frumos! Aceste coloane le vom găsi și de asemenea încadramentul acela o să-l găsim și la mănăstire, la biserica de la Colțea. Bine, la o scară mai mare. Aici este pisania mănăstirii, care distingem anul 1795. Ne-am vorbit că biserica a fost ridicată în 1695, însă spătarul Mihail Cantacuzino, ctitorul, a avut o soartă tragică, în sensul că a fost acuzat de sultan de trădare și apoi executat prin spânzurare și, ca drept pedeapsă, sultanul a ordonat ca toate inscripțiile și toate chestiile care făceau denumire, referire la el, să fie rase. Și de-abia în 1795 a fost scrisă din nou, dar evident, asumându-și meritul, altcineva scrie aici egumenul Damaschin. Aici este simbolul cantacuzinilor. Aici vedem judecata de apoi, nu este atât de bine reprezentată ca în alte biserici. Marele pictor al acestui lăcaș este Pârvu Mutu Zugravul. Să intrăm înăuntru ca să și vedem. Pictura este evident restaurată. Aici sunt ctitori și în partea din spate și icoane vechi. Icoane vechi pe care, dacă putem apropia, vedem niște nume interesante cu care ne-am mai întâlnit. Scrie arhimandrit Serafim Georgescu la un moment dat, cel pe care l-am întâlnit și pe monumentul de la Bușteni. Vedeți, ei se mutau de la o biserică la alta. Istoria aceasta Văii Prahovei este un pic legată, stațiunile sunt legate între ele, prin totul de personaje și lucruri. Ar fi interesant de văzut, pentru că aceste coloane sunt de atunci, de la 1695, dacă și lemnul care este acolo este tot de atunci. Posibil să fie, pentru că nu cred că demola nimeni să pună alt lemn. Iar mai aici îl găsim pe ctitor, acolo este ctitorul cu cei 12 copii ai lui, 6 băieți, 6 fete și cu cele două soții. Bine, nu a avut în același timp două soții, ci una a decedat și ulterior s-a recăsătorit. Aici este mama și tatălui, postelnicul Constantin Cantacuzino, și mama lui Elina. Aici sunt frații lui și cel întors cu spatele este domnitorul Șerban Cantacuzino, frate cu el, cu Mihail Cantacuzino. Și este întors cu spatele ca și cum nu prea l-a interesat de familia lui.
Aici sunt mulți frați care au avut funcții importante în politica românească din acel secol. Îl găsim pe marele Stolnic Constantin Cantacuzino, cel bibliotecarul sau cărturarul, cum mi se mai ziceau, pe Drăghiș Cantacuzino, cel mai de ispravă fiu, așa era cunoscut, al postelnicului Constantin. Și aici alți domnitori, Neagoie, Basarab, pe care... Unde? Aici, în acest spațiu, găsim mai mulți domnitori pe care el i-a trecut, Constantin Șerban, i-a trecut ca și cum ar face parte din familia sa. Interesant este și tunsoarea, cum erau ei tunși copiii, vedeți? Și adulții la fel, unii dintre ei aveau ca un fel de creastă. Acela este Drăghici, primul, este Drăghici Cantacuzino. Da, la fel mare spătar, a murit otrăvit la Constantinopol. Și ne mai atrage atenția această biserică în care noi ne aflăm. Biserica în care ne aflăm nu respectă exact ceea ce este desenat. Ceea ce înseamnă că aceasta a fost un pic remodelată la un moment dat. Deci ar fi avut două turle altfel aranjate. La un moment dat a fost un pic modificată. Spuneam la început că biserica a fost pictată de Pârvu Mutu Zugravul, care este sărbătorit ca sfânt în calendarul ortodox. În biserica de aici din Sinaia nu a fost descoperit o semnătură sau un autoportret al lui, cum obișnuia acel pictor să o facă. La Filipești de Pădure, la Măgureni, acolo sunt mici autoportrete ale acestui pictor. Și ușa este la fel de frumoasă, din lemn, are la fel stema Cantacuzino, blazonul. Așa, iar la intrare în această curte trona acea inscripție pe sub care se trecea și care a fost amplasată în timpul unui domn fanariot, Nicolae Mavrocordat, în 1720. Și găsim anii aici 1-7 și 2-0 în partea cealaltă. Da, ea pentru a fi ferită de ploaie, de intemperii, de frig, de alți agenți externi, a fost îmbrăcată în acest plexiglas. De atunci se păstrează aceea, au dat-o jos. În partea cealaltă, în fața noastră acolo, se afla paraclisul mănăstirii, la fel construit pe la 1695. Pictura lui Pârvu Mutu se păstrează mult mai bine aici, dar nu este restaurată. Se presupune că inclusiv acest desen, această spălare, că au spălat peretele și atunci a reieșit asta, ci că e tot făcută Pârvu Mutu. Pârvu Mutu fiind zugravul de casă al familiei Cantacuzino, el le-a pictat toate bisericile care le-au avut. Vedeți, ne uităm la turlă, nu este împărțită chiar așa de bine cum arată în acea poză. Cumva a fost, la turlă s-a umblat la un moment dat. Dar biserica este deosebit de frumoasă și din acest unghi, dacă privim pridvorul, găsim multe asemănători cu cel de la Colțea din București. Înăuntru, la paraclis, nu putem intra, că el este închis, cred că, de 20 de ani. Nu mai aduc aminte. Se poate filma pe geam, așa, mici... Așa? Ce e acolo? Mici chestii ruinate, degradate. Urmează să se intre și acolo. Tot aici, în curtea bisericii vechi, dacă intrăm pe această ușă, vom găsi cavoul primului ministru al României, Tache Ionescu, mort în circunstanțe neclare în Italia. Unii spun că s-a intoxicat cu o sardină sau s-a înnecat cu o sardină, alții că ar fi fost otrăvit de fapt. Aici, tot ce înseamnă model, piatră, la acestea sunt făcute de acel becăr care la Bușteni a donat clopotul, acel sculptor. Sarcofagul în care se află el, Tache Ionescu. Știți că la Ateneul Român este o pictură superbă făcută de Costin Petrescu. Costin Petrescu și-a lăsat amprenta și aici, prin acea pictură și aceea de acolo. Deci aceste picturi de aici sunt făcute de marele Costin Petrescu, un alt pictor celebru al nostru. Iată că primul ministru, Tache Ionescu, își doarme somnul de veci la Sinaia. El are și o vilă la Sinaia, care este astăzi în Paragină, fiind mereu purtat litigiu, s-au dat în judecat unii cu alții, nu se știe exact cine sunt moștenitorii, nu știm dacă s-a câștigat acel proces. Ceea ce știm este că vila este în Paragină, iar pe acea ușă unde, pe care nu avem voie să ieșim, că este interzis, se află micuțul cimitir în care se află mormântați cei care mor aici, obștea monahală la mănăstiri. Și aici un mic izvor care nu mai are apă de foarte multă vreme, nu știm dacă din cauze naturale s-a oprit-o cineva, unii ziceau izvorul Ctitorului, adică al lui Mihail. 1878. Atunci a fost realizată mai bine, ea curgea de mult timp. Mai găsim plăci
care amintesc de anumite evenimente din viața mănăstirii aici, de un incendiu și de moartea unui stareț, vedem la fel aici sigla ESC, Eforia Spitalelor Civile. Și aici spune, focul întâmplat în anul 1908, în ziua Bobotezei, a misuit această clădire zisă de spătarul Mihail Cantacuzino. Ulterior au refăcut-o, evident, și aici spune undeva despre moartea arhimanditului Mitrofor, Nifon Popescu, încetat din viață la 9 februarie 1909, în Tiberiada, în Palestina. Am întrebat pe cei care au legătură cu acel cimitir din Tiberiada, dar n-au putut identifica mormântul lui Nifon Popescu. El n-a fost adus în țară atunci, în 1909, a fost acolo mormântat, dar rămâne o enigmă care este mormântul lui acolo. L-au căutat, dar l-au căutat oameni care nu știau românește, ci erau greci, care cimitirul aparține unei biserici grecești. Sunt ortodoxi, dar greci. Haideți să mergem și în curtea nouă a mănăstirii. O să mergem un pic în stânga. Îi zice biserica nouă pentru că e ridicată pe la 1940 și restaurată, refăcută pe la 1900, dar doar așa, pentru a diferenția, amândouă sunt destul de vechi. Stareții care au ridicat această biserică se regăsesc acolo. Este aici, găsim ceva despre ei, că au fost de regulă se îngroapă lângă biserică unii dintre stareții care au avut o anumită importanță. Acolo găsim un mic istoric, mai găsim și pe cruce scris câte ceva. Da, spune că în amintirea lui Paisie este cel care a starețul. Vedeți că erau mici de statură oamenii, erau cam mici de statură. La fel, timpul ne arată că își pune amprenta pe... S-a exfoliat aceasta. Vedeți, nu se mai cunoaște exact ce scria pe ea. Probabil și pe aici scria ceva. Aici se mai vede că scria. Cu timpul s-a distrus. Da. De la ploaie, de la îngheț, de zgheț. Da. Deci până și piatra este măcinată de timp. Vedem și pe acolo este, vedeți? Totul se duce dacă nu este îngrijit. Haideți să mergem și în biserică, în Biserica Mare. Acolo găsim portretul lui Carol I. Acolo sunt chiliile. Exact acolo a stat familia regală până să se definitiveze Castelul Peleș. Exact unde filmați, exact acolo. Exact pe acolo. Acolo a stat familia regală în acest... A stat cel puțin 10 ani până s-a ridicat Castelul Peleș. Stâlpul de care ziceam, da, le-au păstrat. Bine, s-a prins o lampă nouă, că asta e o lampă nouă, dar așa el ca arhitectură de jos până sus apare într-o carte din 1903. Bine, nu este cuprins undeva în vreun istoric... Doar pe baza comparației. Este o imagine luată de acolo, pusă în carte, unde se văd acest stâlpi. Și așa ne dăm seama că cel puțin erau din 1903. Aici este portretul regelui Carol. Lângă el se află coroana de oțel, făcută dintr-un tun, captura la Plevna. Patriarhul Miron Cristian, partea cealaltă, soția lui, regina Elisabeta și singurul lor copil, principesa Maria. Iar în dreapta de tot, spătarul Mihail Cantacuzino. Haideți să vă mai arăt un element... cuprins în patrimoniul UNESCO, de care se cunoaște foarte puțin. Este vorba de acel epitaf, acel tablou, realizat timp de 3 ani, din fir de aur și donat mănăstirii. Este realizat timp de 3 ani și în 1900 a fost finalizat de către Ana Rot și alte domnișoare de la Curtea Regală și donat mănăstirii. Domnul de la Biserica Dumnească ne spunea de acel pictor Exner, tot el este autorul picturii aici în... Bineînțeles că aici nu este restaurată ca la Bușteni. Aici n-avem voie să trecem ca pentru a vedea jilțurile regale. Până acum 5-6 ani, de exemplu, aici se percepea o taxă de intrare. Undeva acolo, în căsuța aceea, se percepea acea taxă. De vreo 2-3 ani n-am mai văzut să se perceapă această taxă. Dar aici undeva se percepea o taxă de intrare aici. Dar văd că de mult nu se mai... ia acea taxă. Haideți să mergem pe partea asta, la întâi, pe stânga. Da. Clopotnița, vedeți cât de frumoasă este, cu acel clopot adus de la București, de la Colțea. Sunt mai multe tipuri de cruci pe această mănăstire, pe toate clădirile ei. Într-o parte sunt într-un fel, pe asta este în alt fel. Unii zic crucea Sfântului Ștefan, crucea ortodoxă, semiluna care se află la baza crucii. Acel pridvor unde vedem acolo în față, se spune că era preferat de regina Elisabeta. Regina Elisabeta cunoscută în literatură sub denumirea de Carmen Silva. Acolo crea diferite scrieri sau desene. Sunt multe desene ale ei în creion care sunt expuse în cadrul muzeului. Sunt expuse în cadrul muzeului și pot fi vizitate doar atunci când acel muzeu este deschis. În rest, nu sunt accesibile publicului.
Vedeți că nu este niciun program de vizitare al muzeului, ci ține de părintele cel pe care îl întâlnim aici. Găsim panou, vedeți că din loc în loc sunt panouri. Oamenii pot să afle diverse informații. Vedem că Muzeul Mănăstirii Sinaia, trebuie să scrie undeva că a fost primul muzeu din România. Bine, asta am vorbit noi, că adăpostește Biblia de la București lui Șerban Cantacuzin în 1688 și diferite icoane. Trebuie văzut, la fel ca și muzeul din Muzeul Orașului, trebuie văzut pentru a fi înțeles și apreciat dincolo de vorbe. Așa, din vorbe doar ne imaginăm, dar când îl vezi faptic, este cu totul altceva. Și pridvorul acesta, vedeți că este bine întreținut. Este o mănăstire de călugări, dar iată că și călugării fac treabă foarte bună, arată destul de bine. Mănăstirea din Predeal și mănăstirea din Sinaia, n-ai crede că sunt locuite de bărbați sau de femei. Atât de bine sunt îngrijite. Nu faci nicio diferență între ele, adică personal nu văd nicio diferență între cea de femei de maici de la Predeal și cea de călugări bărbați la Sinaia. Sunt îngrijite foarte bine. Cea din Sinaia este evident mai bine semnalizată, mai bine promovată. Nici cea de la Predeal nu este mai prejos ca și valoare. Creat un produs integrat de vizitare al acestei văi, adică să te ducă cineva cu microbuz din Sinaia la Bușteni, așa de colo-colo, excursii tematice, dar cumva evitat, nu știu cum, DN1, cred că ai... Păi nu prea e cum să le eviți. Mai sunt străduțe pe aici, pe culoare, între Sinaia și Bușteni, nu ai unde, sau între Azuga și Predeal, ar mai merge, sau făcut un calcul pe ore când e traficul mai aglomerat. Da, mai degrabă asta. Ei, și acum dacă stai un pic în trafic... cam o oră, poate că merită să faci un tur al Văii Prahovei. Ei, și iată-ne în dreptul Castelului Peleș. După cum observăm, Castelul Peleș, fostă reședință regală, este astăzi pregătit de reparații. Nu știu dacă am prins în 40 de ani reparații la Castelul Peleș. Ceea ce vedeți dumneavoastră acum, văd și eu, avea nevoie de reparații. Există tot felul de informații că o ciupercă afecta lemnul exterior și lemnul interior, chiar de peste 50-60 de ani. Ar fi existat în spatele Castelului Peleș un funicular prin care Nicolae Ceaușescu ar fi coordonat reparațiile de din timpul lui. Cu acel funicular s-a scos lemnul afectat de ciupercă și s-a înlocuit cu altul nou, un lemn nou tratat. Suntem marturii unui eveniment istoric, să zicem așa, pentru că mai este în ultimii 40 de ani. Eu nu mi-amintesc să fi văzut vreo reparație la Castelul Peleș. După cum vom vedea, nici pavajul nu este refăcut și sunt foarte multe gropi. Se va face ceva și la acest pavaj? Vedem. Că aici suntem practic pe spațiul palatului, să zic așa. Da, nu este spațiul primăriei. Primăria s-a ocupat până la intrare în acest domeniu și a făcut lucrurile cum trebuia. Mai departe ține de cei de la Casa Regală. Vedeți în fața Castelului Peleș o statuie. Este statuia regelui Carol I. Amplasată în 1933 și realizată de marele nostru sculptor Oscar Han, cel care a creat și acel monument de la Predeal despre care am mai vorbit noi anterior. De asemenea, acest sculptor are multe alte realizări, am mai vorbit noi de ele, cum ar fi statuia bustului Eminescu de la Constanța, de lângă Casino. Însă nu de aceea ne aflăm doar despre a vorbi despre acest castel Peleș, fostă reședință regală, ci în spatele dumneavoastră, în spatele camerei, se află o construcție. Este cunoscută sub denumirea de uzina electrică a castelului sau microhidrocentrala Peleș. De ce Peleș? Pentru că se află pe cursul pârâului Peleș, iar această microhidrocentrală a fost realizată în anul 1884, deci cu un an înainte ca Nikola Tesla să proiecteze și să realizeze acea microhidrocentrală de la Cascada Niagara. A furnizat și furnizează în continuare curent electric castelului Peleș și... La acel moment când s-a dat funcțiune, Castelul Peleș a devenit primul castel iluminat electric din Europa. Nu știu dacă este o chestie mitică, o chestie de mândrie națională, dar așa se știe că acest castel a fost în întregime iluminat electric din toată Europa. Mai departe, lucrurile, după cum se prezintă lângă noi, se vede o mașină. Acea mașină este a personalului de la Hidroelectrica în zilele noastre, care are grijă de această microhidrocentrală. Altă dată, când am mai fost aici, arăta cu totul și cu totul altfel. Iată că vedem o față nouă, o față frumoasă. Pare că suntem într-un parc și, într-adevăr, așa este. Suntem în parcul care se afla odinioară, domeniul Florescu Știrbei. Este cosmetizat, realizat, bine întreținut de către administrația locală. Se află în imediata proximitate a telecabinei, telecabină care este deținută tot de primărie. Totul este renovat,
în stare foarte bună. Cei care au visat Sinaia în trecut, în urmă cu 2-3 ani, 4 ani chiar, au putut vedea în spatele nostru o capelă care se afla în paragine și care astăzi are haine noi. Este la modul cel mai practic spus, foarte bine restaurată. Putem cădea într-o oarecare admirație asupra acestui fapt, că toate lucrurile aici funcționează, mai puțin în interior. Ajungem și acolo și o să povestim puțin despre ce este vorba. Capela din față este o capelă mortuară, realizată în 1977, anul este aproximativ și îl știm doar prin prisma faptului că pe 6 iunie 1878, pictorul bisericesc religios, marele nostru pictor Gheorghe Tătărescu, se face deseori confuzia cu Gheorghe Tătărescu, care era un politician, deci pictorul Gheorghe Tătărescu primește 2000 de franci ca să realizeze pictura din interiorul acestei capele mortuare, ca acest rol l-a avut. Înăuntru s-au păstrat până la Revoluție picturile acestui mare pictor. Ulterior, capela fiind vandalizată, lăsată de izbeliște peste 20 de ani, picturile s-au degradat și aici colo se mai poate vedea câte o urmă a acestora. Ne apropiem puțin de capelă. Spuneam că am putea cădea în admirație față de, uitați cât de bine este restaurată, este impecabilă, arată perfect. Cine a lucrat aici s-a priceput la exterior. Vedeți că au făcut o alee care urcă în serpentine cu bănci. E un cadru de vis. Proiectantul a fost de mare anvergură, dar a putut să gândească așa ceva. E și o scenă în spatele nostru unde se pot ține evenimente. Și avem aici un lucru foarte vechi. Este stema, blazonul familiei Florescu. Aici o găsim. Ea era și înainte de a se apuca de restaurare. Se spune că atunci, în perioada în care domeniul acesta întins pe care ne aflăm, cuprindea inclusiv hotelul de mai jos de noi, această placă se afla la DN1 și a fost adusă aici lângă capelă pentru a nu se pierde. Ea există și astăzi și are o poveste foarte interesantă asupra căruia mulți se axează pe alte coordonate, încurcă coroana ca și cum ar fi a unui principe, a unui rege, de fapt sunt alte semnificații în heraldică. Dar spune-ne tu povestea. Povestea este destul de simplă și este accesibilă celor care caută adevărul dincolo de senzațional. Pur și simplu, pe acest scut s-au îmbinat elemente din ale familiilor Florescu și Știrbei. Atât. Nu are o poveste. Sunt tot fel de chestii, cum ar fi că aceasta este un fals, că de fapt este o replică, că de fapt a fost luată de la Castelul Peleș. Nu are nicio legătură. Pe internet găsim articole foarte detaliate despre blazonul familiei Florescu sau reunit cu al Știrbeilor. Nu se poate intra în interior. Poate reușim cumva să filmăm și pe fereastră pentru a surprinde acel aspect care vă spuneam că nu este chiar ceea ce trebuia. Deci dacă la exterior este impecabil, la interior s-a făcut o eroare, nu-mi dau seama de ce. În interior, așa exact cum intrăm noi, erau două locuri de veci. Cele două locuri de veci au fost cercetate. Eu acum 7-8 ani le-am găsit pe jumătate cu pământ, deci automat cineva a săpat după ele. Ulterior am aflat că copiii și alți pasionați de istoria locului au săpat după aceste, să vadă ce găsesc în cele două locuri de veci. N-au găsit nimic. Acele două locuri de veci erau destinate generalului Ion Emanuel Florescu și soției sale, Alina Știrbei. Cei doi nu sunt îngropați aici și au rămas doar acele locuri de veci. Ca și restaurator ar fi trebuit să te gândești că acele două locuri de veci trebuie puse în valoare, cum se face cam peste tot. Adică se punea o chestie transparentă, un plafon din geam și apoi ceilalți veneau și vedeau povestea. Ele nu mai există astăzi fiind acoperite de un planșeu de beton. Și apoi s-a pus gresie și altceva. La momentul în care am aflat de acest lucru că restaurarea s-a terminat, am făcut o adresă către ziță de cultură, către restaurator și mi s-a spus că nu era nimic. Noi avem poze elocvente care demonstrează că acolo erau două locuri de veci, efectiv nu știu ce sunt cu ele și atunci le-au acoperit. Nu știm dacă era cineva în ele, ele erau niște chestii cimentate, pe jumătate pline cu pământ. Nu vreau să fiu răutăcios și nici prea să mă duc în extrem. Cred că aș fi săpat, aș fi scos tot pământul de acolo și le-aș fi pus în valoare ca să vadă turistul și alt, nu știu, și alt episod. Acum ele nu mai există și nu mai pot fi refăcute. Evident, probabil că au fost umplute cu pietriș, cu ceva și apoi betonat pe deasupra. Se mai păstrează, cum spuneam, frânturici colo din pictura marelui Gheorghe Tătărescu.
Să încercăm să vedem dacă reușim să ne uităm pe un gemuleț. Se vede ceva? Nu-mi dau seama așa, dar sunt multe reflexii. Bun. Suntem în fața a ceea ce localnicii numesc Catedrala Bucegilor. În fapt, este vorba de biserica cu hramul Sfântului Ilie din Sinaia. O biserică ridicată, lucrările au început în 1933 și s-au finalizat în 1939 la inițiativa părintelui paroh de atunci, Vasile Hăisan. Părintele a murit în anul 1966 și are mormântul după biserică. Este o biserică construită din piatră, după cum se vede, după planurile arhitectului Paul Smărândescu. Acest arhitect a proiectat o biserică și pentru Predeal, în cazul în care România ar fi fost de partea câștigătorilor din al doilea război mondial. Cum România a pierdut războiul, acea catedrală nu s-a mai ridicat, Mareșalul Antonescu, cel care a comandat acele planuri, fiind ulterior executat la 1 iulie 1946. Dar urmele acestui arhitect se păstrează la Sinaia, le vedem concretizate prin această emblematică construcție religioasă. Vă invit să pășim. Este o biserică nu la fel de cunoscută ca mănăstirea din Sinaia, dar este monumentală. La fel, aici s-au derulat lucrări de restaurare în ultimii ani de către părintele paroh. Vedem pisania sus. Este menționat părintele Vasile Hăisan și arhitectul Paul Smărândescu, după planurile căruia s-au ridicat. Intrăm chiar aici în hol, în pridvor, undeva în stânga. Vedem niște ctitori care se numesc Emil și Maria Costinescu. Poate pentru mulți nu spun nimic, pentru cei din Valea Prahovei sunt printre primii industriași ai zonei, iar pentru marea majoritate care au auzit de numele Costinescu, să știți că această familie a creat actuala stațiune Costinești. De aceea se numește Costinești, vine de la numele acestei familii și a celor zugrăviți în această imagine. Emil Costinescu a deținut o importantă întreprindere la Sinaia, care astăzi poartă numele de Mefin. Deci pe acele locuri, pe acel plasament, a existat o mare fabrică a acestui industriaș, care a fost și banchier, a fost și ministru, a avut foarte multe funcții și era destul de cunoscut în viața politică românească din perioada interbelică. Haideți să pășim, vedeți că este impozant, în mijloc are un candelabru uriaș. Aici găsim un epitaf de mare valoare în partea dreaptă. Dacă citim pe el, vom vedea că este donat de Gheorghe Buligă. Familia Buligă este una dintre familiile vechi din Sinaia. Epitaful cel mai probabil este dinainte de 1850. S-a păstrat în familie. Așa cum vedeți, este încăpătoare. Candelabrul este uriaș. Nu este acesta singurul episod despre care vorbim în această biserică. Ne apropiem spre ieșire pentru a vedea două tablouri în mărime naturală. Îl vedem în partea stângă, pe regele Carol al II-lea și pe marele voievod Mihai. Vedem că și scrie regele Carol al II-lea, marele voievod Mihai. În Valea Prahovei, în biserici, de exemplu am observat în biserica dumnească din Bușteni portretele regelui Carol I și al reginei Elisabeta. De asemenea, l-am văzut pe regele Carol pictat, regele Carol I pictat și la mănăstire, în Biserica Mare. Îl vedem aici pe regele Carol II și pe marele voievod Mihai, mai la Comarnic, de asemenea, în biserica parohială din Vatra Sat, este portretul reginei Elisabeta și al regelui Carol I. Este zugrăvit aici, în altă preasfinția sa, patriarhul Miron Cristea, foarte apropiat de familia regală. Iată că în Valea Prahovei sunt foarte multe povești ascunse la îndemâna noastră, dar neștiind povestea lor, aceste episoade devin practic inaccesibile. Ceea ce este, unde este această ușă, această nișă, este un mic muzeu de icoane pe care părinții parohi care au fost de-a lungul timpului s-au străduit să-l întrețină și să-l amenajeze. În ceea ce privește numele și aplecarea spre ceilalți, în această imagine este chiar Vasile Hăisan, preotul paroh, în cursul păstoririi căruia s-a ridicat această biserică. Tot felul de icoane. Mie personal mi-a atras atenția aceasta din stânga. Nu știu, mi s-a părut așa o mai particulară. Evident, nu suntem experți în picturi religioase, dar ne lăsăm impresionați de ceea ce ne fascinează așa la prima vedere. Iată-ne și lângă mormântul parohului Vasile Hăisan. Deși este destul de mare, vizibil,
cei care vin aici nu-și dau seama cine este. Nu este un istoric afișat la intrare care să conțină și numele lui. Nu i-am remarcat acest lucru, doar în Pisanie se păstrează numele lui și pe placa lui de mormânt, unde scrie că din a cărui inițiativă râvnă, stăruință și osteneală s-a înălțat această biserică. Mai trebuie spus că biserica fiind din piatră, la ea au lucrat meșteri locali timp de 6-7 ani, în special din zona Moroieni. Suntem în cimitirul civil al Sinăii. Avem de arătat două lucruri interesante. Despre ce e vorba? În primul rând, ar trebui să cunoaștem faptul că în acest cimitir își dorm somnul de veci o mulțime de personalități, puțin cunoscute pe plan local, mai mult cunoscute pe plan național. Încă cimitirul nu este suficient de bine pus în valoare, chiar dacă el este bine întreținut. S-ar putea face un studiu aici și s-ar putea identifica și alte nume în afara de celor pe care le știm. Haideți să ne apropiem întâi de primul loc pe care dorim să-l aducem în atenția celor care tranzitează Valea Prahovei. Noi credem că despre Badea Cârțan s-au spus atât de multe și cam toată lumea îl cunoaște. Este acel îngropat unde este semnalizat cu steagul național. Badea Cârțan, celebru păstor din Transilvania, născut în satul Cârțișoara în 24 ianuarie 1949, un mare promotor al românismului. El și-a vândut turma de oi pentru ca banii încasați să-i doneze armatei române care lupta în Bulgaria în timpul războiului de independență, 1777-1778. Badea Cârțan trecea periodic Carpații, ba ilegal, ba legal, avea depozite de carte la Sinaia, la Bușteni, deținea un permis pe tren, evident în partea românească, a transportat de-a lungul vieții sale, așa se spune, circa 200.000 de cărți peste Carpați în Transilvania pentru a duce mai departe limba românească, pentru a facilita acest schimb de cunoștințe între ardeleni, românii ardeleni și românii din vechiul regat. În 1911 avea să moară, surprins de o avalanșă, și s-a chinuit luni de zile până într-un final, când a murit la Poiana Țapului, în vila fostului ministru de externe la Hovari. El este îngropat aici, la Sinaia, în fiecare an, în august, pe 7, vin aici oameni care îl comemorează, își amintesc de el. Să știți că crucea aceasta care este aici este declarată monument istoric, spune așa pe el: Badea Cârțan doarme visând întregirea neamului său, 1911. El evident n-a apucat să vadă că mai târziu toți românii s-au unit între aceleași granițe în 1918. O poveste fascinantă a acestui mare patriot. A mers de multe ori prin capitalele Europei pe jos, a stricat nenumărate perechi de opinci, ziarele vremii, special cele din Italia, l-au surprins când dormea la baza columnei lui Traian. El obosit după mersul pe jos venind din România să ducă mai departe această cauză a românismului. Când s-au trezit, italienii l-au văzut dormind acolo în cojocul lui, în opinci, și presa de atunci italiană titra: un dac a coborât de pe columnă, pentru că, așa cum știm, pe columnă sunt redate scenele dintre daci și romani, angrenați în cele două războaie, 101-102, 105-106. Cumva, peste timp, portul tradițional românesc s-a păstrat și, la fel cum erau zugrăviți dacii pe columnă cu diferite obiecte vestimentare, așa era și Badea Cârțan, și sunt și astăzi mulți români care duc mai departe tradițiile acestea, despre care vedem că și-au rădăcini milenare. O să mergem mai departe. Așa cum spuneam, din acest cimitir s-ar putea face multe alte episoade, s-ar face un studiu dedicat, sunt multe personalități aici îngropate. Ne deplasăm acum spre un șir de trei monumente funerare, evident. Ne uităm pe acest monument funerar. Aici este îngropat cel care a avut noul hotel Sinaia, patronul, hotelierul Eduard Kirner. Este cel care a păstrat și întreținut acel hotel la care noi am fost. Mai spuneam că dacă Eduard Kirner a condus hotelul, noul hotel Sinaia, Josef Ungart a fost cel care a întreținut vechiul hotel Sinaia, iar vechiul hotel Sinaia cu moștenitorii, cu familia Ungart, îi găsim aici. Aici sunt toți cei din familia Ungart, familia de hotelieri a Sinaiei. Nu cred că este vreun reportaj făcut cu aceste două monumente funerare vreodată. Vedem acolo Willy Ungart, un celebru pictor, Josef Ungart Junior. Noi ne-am oprit și în Sinaia la Villa Carola, acea vilă imensă, o vedem aici pe Carolina Ungart. Partea aceasta de istorie locală s-a pierdut, spun că s-a pierdut pentru că în afară de noi n-a mai fost nimeni aici.
să-i filmeze, să-i cuprindă într-un reportaj foto-video. Așa cum spuneam, Cimitirul din Sinaia este un loc plin de povești, nespuse, necunoscute. Acest frumos monument, uriaș chiar, este dedicat creatorului primului imn național românesc, un lucru puțin cunoscut, Eduard Hubsk, așa se numea. A participat, de fapt, la un concurs inițiat de Alexandru Ioan Cuza și câștigat de el acel concurs. Aici este un portativ, dacă se poate vedea, un portativ. E destul de șters, că am încercat noi să îl vedem și de mai de aproape, dar e foarte șters. Se vede, dacă vii de aproape, îl vezi. Deci, marele inspector general al muzicilor militare românești, Eduard Hubsk, creatorul primului imn românesc, este mormântat aici. Lucru de puțin cunoscut, el a murit în 1994. Cred că a fost 30 de ani în slujba României, deși el nu era român de origine. Ulterior a compus și muzica imnului regal. Cred că nimeni n-a mai ascultat aici muzica acelui imn românesc, care atunci, în 1962, nu avea versuri. Denumirea este Marșul Triumfar și primirea steagului și a Măriei sale Prințul Domnitor. Pe atunci România nu avea un rege și evident acest marș, care a devenit primul imn național, nu avea nici versuri și s-a realizat în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În Cimitirul din Sinaia mai sunt, cum ai zis, și alte personalități, Gheorghe Mihail, generalul Gheorghe Mihail, mulți alții asupra cărora poate vom reveni într-un viitor. Vom scrie și alte pagini de istorie locală, pentru că să știți că aceste personalități nu au fost descoperite de nimeni. Până acum, pur și simplu, își doresc somnul de veci aici, sau Nadejda Știrbei, una din doamnele de onoare ale reginei Maria, care a fost îngropată pe ascuns aici, a avut o vilă uriașă în Sinaia și a fost înghesuită la naționalizare într-o cameră și acolo a murit. Deci, marea prințesă Nadejda Știrbei a murit săracă în 1955, fără a se cunoaște ziua, că nu se știe exact când a murit cu certitudine, a fost descoperită în cameră și astfel putem continua tot felul de povești în acest spațiu funerar, dar cu multe accente istorice. Pe undeva, pe acest soclu care încă mai păstrează aici colo amprente de scris, scrie și cine s-a îngrijit de acest monument, un anume colonel Bărbătescu. Adrian ne-a pus pe un drum forestier să mergem cam 10-15 minute, dar o să ne spună și de ce. Și contează foarte mult. Păi am ajuns în curtea unei biserici, așa cum se vede. Este cea mai veche biserică din Valea Prahovei, însemnând de la Comarnic și până la Predeal. O biserică, tot o ctitorie cantacuzină, a lui Drăghiș Cantacuzino, mare spătar, adică echivalentul ministrului apărării de astăzi. El a fost ctitorul acestui lăcaș de cult. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în anul 1661, însă Drăghiș Cantacuzino n-a mai avut zile ca să vadă că s-a ridicat biserica, el fiind otrăvit la Constantinopol în anul 1667 și mormântat mai târziu la mănăstirea din Comana. Haideți să mergem să facem câțiva pași. Această biserică, cea mai veche, cum îmi spuneam, din Valea Sperarea Prahovei, se află în cartierul Podului Neag, care astăzi face parte din viitoarea stațiune Comarnică. Asta este următorul pas, declararea stațiunii Comarnic și integrarea acestuia în salba de stațiune a Văii Prahovei. Biserica a fost restaurată ultima oară, acum 2-3 ani, și redată circuitului religios. Vedem că totul este nou, refăcut, arăta într-un hal fără de hal această veche ctitorie bisericească, monument istoric de altfel. Nu mai este schit, nu mai este mănăstire, este doar biserica parohială a celor care locuiesc în această zonă, posada Podului Neag. Dacă ne amintim la începutul interviului nostru, al periplului nostru, am vorbit de comuna Podului Neag. Deci de aici se întindea până la Predeal comuna Podului Neag, iar principala biserică era evident aici. La fel, dacă ne reamintim imaginile din biserica veche a mănăstirii din Sinaia, deasupra intrării era o pictură cu biserica de acolo. Biserica de acolo, dacă ne uităm, este similară cu aceasta. Toate ctitoriile cantacuzine din această zonă erau la fel. Biserica, înainte de restaurare, arăta în altfel, avea o altfel de turlă, nu avea acest pridvor, îi s-a adăugat în cadrul ultimei restaurări și arată exact cum a fost ridicată ea de către ctitorii ulterior, pentru că, așa cum spuneam, Drăghiș Cantacuzino a murit otrăvit la Constantinopol și lucrarea a fost continuată de către soția sa, Pona, și de către fiii săi. Ei au dus mai departe la îndeplinire visul tatălui lor de a ridica această biserică. La Sinaia, biserica de acolo a fost ridicată de fratele lui Drăghiș Cantacuzino, Mihail. Și acesta a avut o soartă nefericită, a fost
ucis de către, la Adrianopol de către sultan, fiind acuzat de trădare. Bun, îl așteptăm pe părintele paroh, Henoae, care ne va povesti demersurile pe care le-a inițiat dânsul până a obținut finanțare europeană. Dânsul a depus o documentație și au făcut eforturi de a restaura biserica începând de 20 ceva de ani, poate chiar mai bine. Înăuntru, de mare valoare, este pictura lui Pârvu Mutu, marele zugrav al familiei Cantacuzino, înscris în calendarul ortodox drept Sfântul Pavnutie. Suntem alături de părintele paroh, Iulian Henoae, principalul artizan al acestei munci titanice. Dânsul s-a chinuit 20 de ani, cred că, să refacă această biserică, cea mai veche biserică de pe Valea Superioară a Prahovei, o ctitorie cantacuzină. Îl rugăm pe părinte să ne spună dânsul mult mai multe, fiind cel care a fost prins în focul acestor evenimente al restaurării. Biserica se numește Schitul Lespez, este situată în partea de nord a orașului Comarnic, la un kilometru de drumul național numărul 1. Cum a spus și dumnealui, este una dintre cele mai vechi biserici județul Prahova. În ultimii 5 ani am făcut restaurarea bisericii cu fonduri europene și am descoperit că într-adevăr este o clădire foarte veche. S-a crezut inițial că a fost ridicată pe la 1670, dar la restaurare am descoperit supisania bisericii, o icoană care, după părerea specialiștilor, este mult mai veche. Era aici în Pronaos, era pisania bisericii cu litere românești, cu litere cirilice. Într-un colțișor era căzută puțină tencuială și am descoperit această icoană după ce au venit specialiștii de la Ministerul Culturii, au fotografiat, au estimat și ne-au dat verdictul să curățim pisania bisericii. Ceea ce vedeți dumneavoastră este pictura realizată în jurul anilor 1670 de către Pârvu Mutu, Sfântul Pârvu Mutu, care este trecut în calendarul creștin ortodox cu data de prăznuire 7 august. A pictat aici la Schitul Lespez în două etape. Partea de sus vedeți culori mai deschise, în partea de jos, de la 4 metri în jos până la pardoseala bisericii, vedeți culori mai închise, mai sobre, semn că s-a întâmplat ceva în viața pictorului, un eveniment mai neplăcut. Am consolidat biserica, am adăugat pridvor la această clădire, am făcut încălzirea în pardoseală și amenajări exterioare, am înlocuit tabla cu șindrila. Biserica este o clădire destul de solidă. Vedem niște ctitori, portrete de ctitori, de domnitori, nu? Da. Aici, în pronaos, avem pe peretele dinspre nord, avem pe Drăghiș Cantacuzino cu soția sa, fiul său Pârvu cu soția. Avem pe peretele sudic, în spatele meu, pe Constantin Cantacuzino și pe Constantin Brâncoveanu. În timpul lor s-a repictat Schitul Lespez de către Pârvu Mutu. Ca stil arhitectonic, biserica noastră este un binar între stilul bizantin și stilul sârbesc. Are formă de treplă, are zidurile groase de un metru și multe registre de pictură, multe scene biblice, deși este o suprafață redusă. În jurul anilor 1950, înaintașii au pus lambriu în biserică, a ținut umiditate, igrasie și s-a distrus tencuia la biserică și s-a deteriorat pictura. Atât am mai putut să salvăm de la această biserică. Sunt multe particularități la această biserică, uitați, scene reprezentative. Dacă îmi permite, părintele,
Eu am văzut ceva într-o imagine pe internet și părintele știe mai bine decât mine sau cei care scriu acolo. Unii au zis că exact în acel loc al acelea ar fi reprezentate babele de pe muntele. Da, este o presupunere. O presupunere, nu? E acolo și aici, tot așa, uitați, cerbul este zugrăvit legat de viața unui sfânt. Apoi avem iarăși aici în Naos, avem două scene cu învierea Domnului. În bisericile ortodoxe, în Naos, se pictează scena, pe peretele nordic se pictează scena învierii, pe peretele sudic scena nașterii. Noi avem două scene cu învierea. Avem scena când Îngerul Domnului răstoarnă piatra de pe ușa mormântului și soldații par adormiți, cum spune Sfântul Evanghelist Matei, iar în cupolă, acolo, avem scena coborârii la iad. Iisus Hristos biruie iadul și merge și ridică pe Adam și pe Eva. Adam și Eva au fost primii oameni care au ajuns în iad și Iisus Hristos îi învia. Deci la aceasta se referă scena de acolo. Evident, nu cred că are legătură cu babele, pentru că găsim aceeași, același desen și în alte, în alte locuri. Am descoperit acum la restaurare că Pârvu Mutu a realizat anumite scene cu aur turnat. Vedeți, în Sfântul Altar, la scena cu Maica Domnului, vedeți că veșmântul Maicii Domnului este realizat cu aur turnat. Nu știu dacă se vede de acolo de la dumneavoastră. Da, se vede oricum că are altceva, altă culoare. Deci, da. Observați acolo. Suntem la gara din Sinaia. Este a doua gară. Este o gară monumentală. Prima gară a fost demolată deoarece nu mai făcea față traficului de călători. Și aceasta a fost ridicată de către consorțiul condus de Dimitrie Carner. O să mergem puțin în partea aceasta să și vedem. Aici găsim un mic panou cu istoricul. Așa arăta prima gară. Vedeți că nu erau taxiurile de acum. Atunci erau trăsuri. O mulțime de trăsuri ocupau această parcare care astăzi este ocupată de taxiuri. Iată, peste timp s-a schimbat doar mijlocul de transport. Haideți să mergem să o admirăm puțin. Evident că în 1879, când a fost dată în funcțiune calea ferată predeal Ploiești, au trebuit făcute și anumite gări care corespunzătoare atât traficului de atunci, cât și primirii familiei regale. La Sinaia a fost amenajată o gară mai frumoasă pentru a fi primiți cei care conduceau ulterior regii României, că la început până în 1979 au fost principi domnitori. În 1981, Carol I a devenit rege, efectiv. În această gară oprește și Orient Expressul. Am avut ocazia duminica trecută să-l și observăm. Exact în dreapta unde filmați acea clădire este a treia gară. Este o gară construită în timpul regelui Carol al II-lea. Cred că fiecare rege a vrut să-și pună amprenta pe ceva din Sinaia și a apărut ba într-un portret, ba pe o clădire. Nu avem ce filma decât din acest loc atât. Înăuntru este închis, sunt draperii trase, foarte rar se deschide acel spațiu unde sunt și niște picturi foarte interesante. Vedem clădirea mare și vedem peronul care are niște stâlpi metalici care sunt păstrați de la prima gară. Mai găsim astfel de stâlpi pe la Florești, Prahova, pe la Comarnic, nu peste tot, pentru că gările au fost redimensionate sau demolate în unele situații. În 1933, pe 29 decembrie, în acest loc, pe peronul gării, a fost ucis primul ministru al României, Ighe Duca. A fost asasinat de către legionari care erau deranjați de comentariile făcute de ei de politica pe care el o promova. Ulterior, mai târziu, a fost asasinat, cum am văzut, și Armand Călinescu. În amintirea acestui prim ministru, Ighe Duca, s-a montat aici în stânga o placă, aici, undeva aici. Aici s-a montat o placă. Deci pe 29 decembrie 1933, în fiecare an pe 29 decembrie se depune o coroană care este agățată de acel colț. Acolo se depune coroana în amintirea lui
Igheduca. După ce s-a construit această a doua gară, au fost montate și astfel de ceasuri, cum le vedem aici sus. Uite aici, aduse de la Paris, în toate gările de pe Valea Prahovei au fost montate astfel de ceasuri. Până anii 1920, însă ele nu se mai păstrează nicio gară, au fost stricate, schimbate, deteriorate. Din prima gară se mai păstrează acest colț, care era gara regală. Aici era primit regele, erau primiți invitații acestuia. Mult timp aici a funcționat un muzeu feroviar interesant cu jucării pentru copii. Mult timp și era destul de celebru. Nu știm din ce motive s-a închis. Dacă ne uităm cu atenție la ornamentele din fier, ele diferă de cele de la cealaltă gară, cele de-a doua gară, și sunt similare cu alte gări de pe Valea Prahovei. Evident, asupra acestor aspecte nu acordă nimeni atenție. O să vedem că fierul este deteriorat, crăpat, spart, uitați pe sus. Aici a și crăpat. El, evident, mai trebuie recondiționat, mai trebuie reparat. Și sosim aici lângă o mașină care se deplasa pe calea ferată. Produse în Cehoslovacia într-un număr destul de limitat, câteva au ajuns și în țara noastră, iar aceasta se spune că acolo unde are parbrizul spart a fost aruncată o grenadă pentru a o ucide pe Anna Paucăr, ministru de externe român. Așa se spune că această mașină a fost victima unei ambuscade în urma cărei Anna Paucăr trebuia să moară, dar știm că Anna Paucăr a avut un alt destin și dacă povestea este adevărată, a rămas doar mașina. Se deplasau pe calea ferată demnitarii comuniști care nu vreau să circule cu mașina sau care vreau să ajungă mai repede la destinație. Au fost produse într-un număr limitat aceste mașini. La Fetești am înțeles că mai este una, așa cum o vedem. Nu se mai păstrează într-o stare foarte bună, trebuind a fi recondiționată. Atunci când a fost amplasată aici, acum vreo 10 ani, era într-o altă stare. Timpul, fiind și zonă de munte, își spune cuvântul și cine știe, poate chiar și oamenii și-au spus cuvântul la deteriorarea. Acum vedem că e îngrădită, nu știm dacă... Da, n-a fost îngrădită mult timp, n-a fost îngrădită. Este o soluție că așa nu mai ajung unii și alții să tragă de uși. Pare interesant o mașină să deplasa pe calea ferată, este un lucru mai inedit. Mai vedem o locomotivă, la fel pe aburi, și acesta este introdus în patrimoniul național. Cum ziceam la predeal, sunt trei locomotive pe Valea Prahovei, adică și la Brașov, dacă punem și Brașovul, predeal și Sinaia. Sinaia. La Bușteni în gară este o locomotivă mică, de ecartament îngust, care se folosea la tragerea unor vagoane cu lemne sau cu celuloză la fabrica de hârtie. Acea locomotivă era de prin 1913 realizată. Pare un pic diferită de cea din Predeal. Alții au zis că este o captură de război a românilor, o despăgubire, de fapt, pe care ne-am luat noi de la germani. În primul rând, mondial. Acum nu știm cât este de adevărat. Multe povești sunt conturate pentru a mări anumite atracții a unor obiective și a incita omul să se deplaseze în anumite zone pentru vizitare, fel de reclamă falsă, dacă am putea să-i spunem așa, să vinzi ceva și, de fapt, când ajungi acolo, constați că e altceva. Nu știm adevărul, doar speculăm că acesta ar fi. Rămâne ca dovadă locomotiva care e expusă aici. Bine că este îngrădită, la Predeal ați văzut că nu este îngrădită, nici la Brașov nu este îngrădită, nici la Bușteni acea locomotivă mică nu este. Ușa deocamdată văd că se ține acolo, la Predeal era forțată. De fapt, și aici este o crăpătură în ea. Evident că nu mai au anumite piese până ele, dar rămân totuși obiective istorice de patrimoniu, ca și această mașină care, din păcate, vedeți în ce hal se păstrează. Primele poze pe care i-am făcut-o acestei mașini când a fost adusă arată impecabil, o culoare neagră foarte strălucitoare, ziceai că e aproape nouă dacă n-ar fi avut parbrizul spart. Vedeți că nu este semnalizată, adică nu are niciun istoric. Da. Nu spune că vine din Cehoslovacia, nu spune câte au fost realizate, câte au ajuns în România. Evident că fiind și România țară comunistă, probabil că le-au dat gratuit pentru demnitare, au făcut așa un schimb de cadouri. Rămâne că ca Sinaia să își spună povestea și în alt mod decât este cunoscută până acum și întreaga Valea Prahovei. Sunt multe alte reportaje de făcut. Iar în Sinaia mai putem specifica că dincolo de mănăstire, pe unde am fost, sunt foarte multe vile pe care, dacă iei străzile și te plimbi,
Este practic un muzeu în aer liber. Da, exact, exact, așa este. Povestea poate fi spusă mult mai frumos de către alții care stăpânesc arta cuvintelor mult mai bine, poate fi realizată la un nivel mult mai ridicat decât acel jurnal de călătorie care l-am făcut eu. Mereu este loc de mai bine. Să considerăm că această plimbare pe care noi o facem este doar un început, poate mai timid, mai stângaci, este un început de la care se poate pleca. Pot fi puse în valoare și alte obiective care mai secundare, care nu se cunosc. Haideți să intrăm și în gară un pic să vedem cum arată și gara și să vedem inscripția constructorului care este aici undeva în stânga. Demeter Carner, București, Brașov, 1913. Atunci a fost făcută această mare gară. Evident, ne uităm, e loc de îmbunătățire. Vedem și câte un mic istoric pe... Observăm clădirea gării, mica gară regală, cazinou, palasul, hotelul Caraiman, mănăstirea sus acolo. Da, nu era atât de împădurit. Și părăsim acest spațiu plin de povești al gării și al Sinăii. Sperăm la un alt episod unde să dezvăluim și alte atracții din Sinaia. O să ne mai pregătească încă câteva materiale. Astăzi a fost o zi lungă, dar ne-a impresionat, bineînțeles, și am văzut. Vă recomandăm, dar deja știți că prin materialele pe care le facem, asta promovăm, să luați orașele la pas, să veniți să descoperiți și voi cu ochii voștri și, de ce nu, poate chiar să apelați la un ghid de turism. Mai ales că Adrian are și o carte pe care puteți să o citiți. Și nu mai una, mai multe chiar. Mai sunt și alte povești mai incitante, mai sunt și povești prin pădure, la un loc religios foarte vechi, unde a existat un schit, unde oamenii scriau, invitați de către pusnicul de acolo, scriau pe pereți numele lor. Ați văzut că la mănăstire, noi am văzut la predeal că oamenii erau îndemnați să nu scrie pe pereți. Ei bine, acum 100 și ceva de ani, la fostul schit Sfânta Ana, oamenii erau îndemnați să scrie pe stâncă numele lor și alte povești. S-au păstrat acele inscripții mici, fragmente de poezii, drapelul României, sunt multe alte lucruri pe care le putem vedea, poteci regale. Mai sunt multe alte povești în acest spațiu al Văii Prahovei, zona Posada, sunt poduri de piatră, cele mai mari din țara românească, ca să le zicem așa, Muntenia. Avem multe de povestit și sunt o mulțime de episoade care pot pune în valoare această zonă mult mai bine. Noi am, dumneavoastră, mai puțin eu, încercăm să promovăm frumusețile României, în așa fel încât să constituie un semnal de alarmă pentru autorități, pentru autoritățile de resort să facă lucrurile mai bine. Avem cu ce să ne prezentăm la târguri de turism și la alte evenimente de profil. Avem multe alte investiții de făcut decât plantat de panseluțe sau schimbat nu știu ce borduri și stâlpi. Iar dacă autoritățile se mișcă greu, ca asta am observat că se întâmplă de când ne știm, atunci noi, oamenii, punem umăr de la umăr, mână de la mână, promovăm România, atracțiile turistice, orașele și sperăm că o să fie mult mai bine și mai frumos. Drag Adrian, îți mulțumim. Și vă mulțumesc. Și pregătim următoarele materiale. Să ne vedem cu bine data viitoare. Doamne, mulțumesc.